Ne bem cafeaua în această dimineață superbă cu Denis Bozoancă, artistă ce s-a școlit la Viena, un artist extraordinar de complex, pentru că ascultându-i piesa pe care a lansat-o, îmi dau seama că poate cânta orice, oricând. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație! Plăcerea este de partea noastră. Piesa pe care ai lansat-o și despre care o să povestim astăzi este un mix așa între pop, jazz, sunt niște influențe foarte interesante acolo. Poate la prima ascultare, dacă cineva este o piesă pretențioasă, nu este deloc pretențioasă. Eu când am ascultat-o, nu știu de ce, m-a dus cu gândul puțin înspre Adele. De asta spuneam că poți cânta în mod clar absolut orice, pentru că acolo m-a dus pe mine cu gândul. Are un parfum așa, o vibrație foarte specială. Hai să ne povestești despre piesa aceasta. Tu ai studiat în primul rând în Viena jazz și operă. Da, am fost în principal studentă a Universității Naționale de Muzică din București și ulterior, în perioada studiilor de master, am primit o ofertă de a studia o legătură dinspre Universitatea Națională de Muzică spre Viena, care evident am acceptat-o și a fost așa, a devenit un roller coaster de lucruri noi, experiențe. Întrebarea mea este, cum te-au primit oamenii de acolo? Sincer, se simte faptul că venim din estul Europei, cumva, da, într-adevăr, este un adevăr pe care trebuie să îl acceptăm, să-l înțelegem și să-l confruntăm. Să ne-l asumăm cumva, corect. Îl asumăm cumva, pentru că este cumva un rezultat a întregii mișcări sociopolitice din ultimele câteva decenii, cel puțin, dar ceea ce mă privește pe mine ca artist în acea universitate, evident, la început toată lumea este curioasă să vadă ce poți, să te mai încerci și puțin, să vadă unde faci poc. Da, deci, dar, ai simțit-o puțin. Simțit-o, totuși vorbim de Austria. Exact. Da. Am mai avut români plecați în diverse sau din diverse motive în afară, atât cu jobul, dar și pentru studii, și spuneau că avem noi un noroc aparte și anume că ne adaptăm situațiilor foarte ușor. În schimb, cine nu este destul de puternic să facă față unor critici se întoarce clar acasă, nu este cazul de față, pentru că înțeleg că în Viena s-a născut piesa aceasta, Sweet Lies, și aș vrea să ne povestești despre ea. Da, piesa aceasta a fost prima piesă pe care am scris-o ca dovadă în experiențelor în Viena și, cum am mai spus-o într-un interviu recent, nu ai cum să reziști farmecului orașului. Este imposibil. Piesa s-a născut, cred că, și din schimbare, din această zonă de unknown pe care am vrea să ne o aducem cât mai aproape. Și da, ceva boem, niște melancolie, puțină iubire. Aia zic, Denis, se simte acolo ceva? Un amalgam din mai multe sentimente, pentru că altfel piesele n-ar fi așa frumoase. Absolut. Dacă nu e un strop din fiecare. Cu cine ai colaborat pe piesa asta? Piesa aceasta a fost produsă de muzicieni extraordinari, foarte cunoscuți pe scenele românești, Cristian Faur, compozitor, aranjor, și Andrei Tudor, compozitor, de asemenea pianist de excepție. Și cumva am fost și eu surprinsă cu fiecare zi în care lucram la proiect, îmi dădeam seama că este o piesă foarte bună, cumva tu știi ce ai creat, dar întotdeauna ai acel doubt, ok, is it good enough? Și uneori s-ar putea să fie chiar foarte bună, într-atât de bună încât unele radiouri să nu o pună. Și am să te întreb, apropo de ce se aude astăzi pe radiourile românești, ce crezi că lipsește în momentul de față de pe radiouri? Și vorbind la modul general, privat și așa mai departe.
cred că lipsește ceva substanță. Și vorbim, da, de complexitatea muzicii, de mesaj, de public țintă și însă și ideea în sine. Ok, cum trebuie să ne raportăm la muzică? Am ajuns într-un punct în care și perioada attention span-ul s-a redus, este adevărat, și asta nu vizează doar zona muzicală, și însăși, ok, zona pieselor noastre de pe radio, da, 2 minute, 3 minute, am început să ne reducem atât de mult pe lângă partea de substanță, cât și durată. Da, pentru că nu prea mai avem un mesaj. Ne bazăm prea mult pe ritmuri și mai puțin pe mesaj. De asta zic că îți doresc din suflet să ajungi pe cât mai multe radiouri, pentru că publicul, cred eu, trebuie puțin educat în acest sens. Ar fi cazul să terminăm cu scuzele publicul o cere. Nu, publicului îi se oferă, iar el se obișnuiește cu un gen. Te-aș mai putea întreba, de exemplu, dacă în Viena ascultai radiourile lor și zapând sau căutând piese bune, ți-ai dat seama că ei pun mai mult preț pe mesajele din piesă sau și la ei există atât comercială cât și muzică de calitate? Într-adevăr, ascultam radiourile și încercam să intru cât mai deep în febra orașului și a țării, pulsul efectiv al țării. Însă, în ceea ce privește Austria, vorbim despre un nivel cultural mult mai ridicat, este un nivel cultural cumva împământenit în societate. E ceva de înțeles că trebuie să respecti muzicienii, că trebuie odată la ceva timp să fii parte la un concert, să-ți aduci familia, partenerul, copiii, cumva e ceva ce vine cu educația. Și aceasta, evident, se învață, că asta reprezintă educație. E adevărat. Aș vrea să te întreb, de ce le-ai recomanda ascultătorilor Radio 3 Net Sweet Lies? În ceea ce privește această piesă, am vrut să îmi dau libertate, să compun ceva sincer, fără să mă mai gândesc la barierele cumva de la sine înțelese, că trebuie o piesă din anul 2021 să respecte anumite criterii. Și am vrut să creez un produs cât mai muzical, autentic. Nu ceva ce este cumva metamorfozat în ceva mai mic și mai simplu de înțeles publicului în general, doar pentru a fi sigură că va fi acceptată. Mm-hmm. E bine pentru a da ceva societății, ceva mai bun, vrei nu vrei te vei lovi de câteva bariere. Exact aceste bariere care au devenit cumva stereotipuri. Trebuie să fie într-un anumit fel, să aibă un anumit ritm, să aibă doar un anumit mesaj și așa mai departe. Mi-am dorit să creez ceva calitativ și sincer. Iar oamenii cu adevărat deschiși către toate aceste valențe și această energie înaltă de calitate, de meaning, de esență, vor fi acolo indiferent de situație și cumva ne manifestăm viața. Manifestăm tot în jurul nostru și vom aduce oamenii în jurul nostru conform energiei pe care o avem. Foarte adevărat, foarte adevărat. Și pentru că ai o energie bună și pentru că ești calmă și pentru că suntem într-un moment din an extrem de important, hai să facem așa o urare ascultătorilor în general de radio. Am pregătit ceva. Te rog frumos! Tocmai de aceea. Dar aș dori să vă cânt The Christmas Song, Chestnut Roasting. Chestnut roasting on an open fire, Jack Frost sneaking at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Da, intrăm așa un pic în spiritul ăsta al sărbătorilor.
Și mă bucur că ești unul dintre cei care au putut să-i colinde, ca să zic așa, pe ascultătorii noștri care te vor vedea și auzi. Și pentru că vreau să te urmărească și pentru că vreau să știe că sunt alternative foarte interesante în muzica românească, am să te rog frumos să ne spui unde poți fi de găsit în social media, pentru că oamenii să te urmărească, să-ți dea și un like. Ascultătorii mă pot găsi în principal pe pagina oficială de Facebook, Instagram, cât și pe canalul de YouTube Denis Bozoancă. Sper foarte mulți oameni să te urmărească, să-ți lase mesaje, să te încurajeze, pentru ca în viitor, cu încrederea asta că românii ascultă români, în primul rând, să mergi mai departe, sărbători cu liniște, cu multă creativitate, pentru că în perioada asta anului sunt convinsă că artiștii mari creează. Și abia aștept, Denis, să ne mai întâlnim și să vii de fiecare dată cu piese, cel puțin la fel de bune ca Sweet Lies. Mulțumesc frumos pentru invitație și vă urez și dumneavoastră sărbători fericite, luminate și să ne vedem cu bine în următorul an.